Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Declarația mea politică de astăzi se intitulează Vrem asfalt pe DN76 Oradea-Deva, nu panseluțe și maci. Ieri, 8 iunie, în municipiul Beiuș, în orașul Ștei și în comuna Rien din județul Bihor, au avut loc mitinguri de protest față de nepăsarea directorilor din Ministerul Transporturilor și din Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România, precum și față de reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Cluj, în ceea ce privește starea catastrofală a drumului național Oradea-Deva. De peste 10 ani, acest drum, în lungime totală de 192 de kilometri, este în reabilitare, dar ani întregi a fost abandonat, cu cratere mari pe câte un sens de drum, cu semafoare la tot pasul și cu porțiuni cu pământ și gropi care pun la grea încercare nervii șoferilor și mașinile pe care aceștia le conduc. Întreaga zonă are de suferit din cauza stării drumului, pentru că agenții economici care își desfășoară activitatea aici au probleme în a-și continua dezvoltarea, în timp ce unii au ales chiar să-și transfere activitatea în altă parte. Mărturie în acest sens poate să depună AJOFM Bihor, care confirmă faptul că firmele au ajuns să plece din zonă și să disponibilizeze angajați datorită stării drumului și a faptului că atâția ani nu s-a reușit reabilitarea lui. De asemenea, acest drum asigură accesul la destinații turistice de o frumusețe deosebită, cu peșteri, pârtii de schi, pensiuni agroturistice, trasee montane pentru toate gusturile, toate sabotate de starea proastă a drumului. Astfel, un potențial turistic uriaș, o adevărată mină de aur care atrage turiști nu doar din România, dar și din Ungaria și alte țări, atât pe perioada de iarnă cât și de vară, nu e fructificat la maxim, pentru că turiștii evită acest drum care le provoacă mult răbdarea și le distruge mașinile. La protestele de ieri au participat mai multe sute de cetățeni care au purtat pancarte cu mesaje prin care acuzau oficialitățile din CNADNR și Ministerul Transporturilor că au distrus turismul și economia zonei, că de 10 ani aceștia le oferă doar minciuni și că au dat în permanență dovadă de nepăsare, deși Bihorul ocupă un loc fruntaș în ceea ce privește contribuția la bugetul național. De altfel, la proteste au fost invitați și reprezentanți din CNADNR, dar aceștia nu au răspuns invitației. La ultima vizită făcută în zonă de directorul CNADNR, domnul Cătălin Homor, acesta a declarat într-un mod complet neprofesionist că DN76 nu a avut noroc, am încheiat citatul. Este aberantă o asemenea afirmație venită de la cel care ar trebui să rezolve lucrurile, pentru că nu de noroc e nevoie ca lucrarea să fie finalizată, ci de o evaluare realistă a situației și de măsuri ferme de îndreptare a ei. De-a lungul anilor au fost organizate studii, licitații, rezilieri, au fost conflicte, întreruperi nejustificate, promisiuni mincinoase, dar drumul e departe de a fi finalizat. O porțiune din drumul Oradea-Beiuș a fost finalizată în acest an, dar cu câțiva kilometri înainte de Beiuș, începând cu dealul Bitii, drumul e într-o stare dezastruoasă și se poate parcurge cu doar 10 km la oră. Mai mult decât atât, unele porțiuni au trebuit complet refăcute după doar 2 săptămâni, pentru că după câteva zile au apărut gropi în asfalt. Din păcate, nimeni nu își asumă responsabilitatea pentru acest eșec și nu am auzit de vreo demitere pe această temă. Între timp, au avut loc accidente grave în zonă, potențialul turistic e grav afectat, atractivitatea economică e mult redusă, iar multe vieți sunt puse în pericol pentru că și mașinile de intervenție au dificultăți în parcurgerea acelor tronsoane nereabilitate pe care au crescut în această primăvară macii. Mă alătur protestatarilor și miilor de șoferi nemulțumiți care cer demisia directorului CNADNR și cer Ministerului Transporturilor să ia urgent măsuri pentru finalizarea acestui drum, o rușine națională și un eșec total în atragerea de finanțări europene. Dacă Ministrul Transporturilor nu are cum să intervină, probabil că ar fi mai bine să plece și să lase pe altcineva care să aibă tăria de a interveni energic și a face dreptate acestei zone atât de afectate de dezastrul drumului pe care cresc panseluțe și maci. Florica Cherecheș, deputat PNL de Oradea.